începem lucrările de astăzi. Sper să, să fie ultima. Eu știu să nu mai intervenim o problemă ca săptămâna viitoare să, să mai întrunim. Colega noastră o salutăm, doamna Petrescu, care ne privește de acasă datorită unor probleme medicale. Îi urăm sănătate cu această ocazie. După aia veniți la o cafea, da, doamna Petrescu? Așa, e bun, e bun. Așa. Începem ședința de astăzi cu ordinea de zi pe care dumneavoastră ați primit-o. Proiectele le-am discutat și ieri în, în ședința de comisii. Sper să... Mai avem două suplimentări la ordinea de zi. Sper să ne încadrăm în așa zi. Și dăm domnul președinte, vă rog frumos să dați superiorul materialul. Să supunem la... Supunem la vot procesul de bază. 25 noiembrie. Supunem la vot suplimentarea. Suplimentarea ordinei de zi, deci proiect de hotărâre privind aprobarea decizului general, faza SF, obiectiv mixt, actualizat conform OUG 64 din 2022 și a ordinului MDLAP 1586 din 2022 pentru obiectivul de investiții proiect cod SNIS, modernizare și dotare școala Grigore Tâmpăcaru, sat Himeiuș, comuna Himeiuș și revocarea hotărârii 134 din 25 noiembrie 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației faza de ATC, proiect tehnic pentru obiectivul de investiții, proiect cod mai SNIS, modernizare și dotare, școala generală, Grigore Tăbăcaru, sat Himeiuș, comuna Himeiuș, județul Bacău. Cine este pentru suplimentarea ordinei de zi? Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Da? Da. Referat de aprobare cu privire la propunerile de modificare a indicatorilor bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022. Subsemnatul. Având în vedere raportul doamnei Romiria la Consilier Superior cu atribuții de contabil în cadrul combatimentului buget finanței al aparatului de specialitate al primarului Comunei Himeiuș, județul Bacău, având în vedere prevederile legii 273/2006 privind finanțele publice locale, articolul 49 din legea așa, legea 317/2021 privind bugetul de stat, HCL numărul 6 din 8 februarie 2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, hotărârea Guvernului numărul 1508/1510 din 2022, comunicată prin adresa numărul 4517 din 20.12.2022 către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău, privind alocarea sumei de 130.000 de lei din fondul de rezervă bugetară aflată la dispoziția Guvernului. Verarea sumei de 185.000 de lei către Agenția Județeană de Plăți Sociale pentru încălzirea locuințelor cu lemne. Acordarea de sume sub formă de sponsorizare din partea unor societăți comerciale. Propun următoarele modificări în structura bugetului de venituri și cheltuieli. Partea de venituri 325.500. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului 130.000. Subvenții pentru încălzirea locuințelor 185.000. Donații și sponsorizări 8.500 de lei. Partea de cheltuieli 323.500 de lei. Adică cât ne intră atât o să cheltuim. Dacă aveți discuții pe baza bugetului. Aici la sponsorizări s-ar putea să mai fie firme care însă nu ne-au depus. Noi am făcut solicitări către mai multe firme în ideea de a mai completa din bănuță care i-am acordat pentru cadourile școlare, pentru cum facem în fiecare an și dacă sunt societăți care sunt dispuse să ne sponsorizeze, am cerut sprijin. Și acum, până acum am obținut 8.500 de lei. Se vede, poate pe parcurs o să mai fie, dacă o să-i rectificăm, aprobăm în rectificare de buget în luna de ianuarie.
dacă sunt probleme. Deci, m-am urmă. Poftim? Supărul a fost, nu? Bine, o să-ți menționăm asta. De acolo, am așa. Punctul 2, da? A fost de acord, domnul Dar. Da. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, nivelurile pentru valorile impozabile, precum și amenziile aplicabile în anul fiscal 2023, prin indexarea acestora cu rata inflației. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Subsemnatul, în calitate de primar al Comunii Hineuș, am văzut în vedere raportul numărul 15370 din 5-12-2022, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 în Comuna Hineuș, în conformitate cu prevederile legii 227 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Prevederea articolului 30 alineatul 1-2 din legea 273-2006 privind finanțele publice locale, prevederile articolului 6 din legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, în temeiul articolului 129 alineatul 2 litera B și articolul 139 din ordonanța numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Propune indexarea impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2023 cu rata inflației 5,1% conform anexa la proiectul de hotărâre. Deci, încă o dată, să înțeleagă toată lumea, nu indexăm niciun impozit. Primăria Hineuș din 2016, cel puțin, de la apariție. Nu majorăm, nu majorăm. De la apariție, din 2015, când s-a votat în ședința de Consiliu nou cod fiscal, nu s-a majorat nicio taxă, niciun impozit, doar s-au aplicat acele corecții indexări. Singura problemă cu care ne confruntăm an de an este problema salubrității, pentru că aceasta este un serviciu pe care și noi la rândul nostru plătim către o societate care gestionează acest serviciu, iar acest serviciu este plătit în funcție de cantitățile pe care le realizăm. Toată lumea întreabă de ce se scumpesc. Din cauza că producem mai mult cu noi. Producând mai mult, trebuie să plătim mai mult. Dacă o să înțelegem și o să reducem cantitățile de gunoi, o să vedeți că nici prețurile nu o să mai crească. Au fost ani, cei care vă amintiți mai vechi în Consiliul Local, că n-am mărit, n-a fost nevoie să majorăm taxa de salubritate. Sperăm să fie pentru ultima dată anul ăsta, să înțeleagă cetățenii că plătim atât cât aruncăm. Asta e și deviza în adresa pe care am primit-o de la ADIS. Da. Dacă sunt întrebări sau dacă mai aveți propuneri, când asta? N-am vrea să... Păi cum facem cu cei cu casele care zic că stau o persoană sau nu stă niciunul? Cum? Aia la taxa de salubritate. Aia este la taxa de salubritate. La următorul proiect, la PH3. Da. Punem la vot punctul 2. Impozitele rămân aceleași cu indexarea de la... Impozitele. Ne-am discutat ieri. Rata de inflație. Dar ce să-i face aici? E rata inflație care se aplică pe zi. Azi e toată chestiunea. Supune la vot cine împotriva acțiunii. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de salubritate pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor menajere și reciclabile, cu excepția celor toxice, periculoase sau cu regim special în anul 2023. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Domnule primar, subsemnatul Iulian Tancău, în funcție de viceprimar al Comunei Hineuș, de Bacău, reprezentul, vă rog să supuneți spre aprobare Consiliul Local al Comunei Hineuș stabilirea taxei de salubritate standard pentru utilizatorii casnici ai serviciului de salubritate care optează pentru colectarea deșeurilor menajere cu o frecvență de 2 ori pe lună și colectarea deșeurilor reciclabile, hârtie, carton, plastic, metal, cu o frecvență de 2 ori pe lună pentru anul 2023, precum și cuantumul amenzilor, după cum urmează. Pentru instituții, societăți comerciale, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, valoarea taxei
1100 lei pentru fiecare punct de lucru. Pentru pensiuni și restaurante, valoarea taxei 2200 lei. Pentru serii de firmă care nu desfășoară activități pe raza comunei Hemeiuș, valoare taxă 175 lei. Pentru cabinet medical individual și cabinet de kinetoterapie, respectiv medicină de familie, medicină veterinară, valoare taxă 450 lei. Pentru oficiu poștal, valoare taxă 450 lei. Pentru parohiile ortodoxe și catolice de pe raza comunei, valoare taxă 450 lei. Pentru școlile gimnaziale Grigore Tăbăcaru, din sat Hemeiuș și Ion Simeonescu din sat Lieci, valoare taxă 50.000. Pentru toate clădirile rezidențiale înregistrate la UAT Hemeiuș, județul Bacău, este obligatoriu pentru generarea taxei de salubritate, gospodării, o persoană, rezident, moștenitor, după cum urmează. Pentru locuințe din comuna Hemeiuș, valoare taxă 350 lei, familie. Pe locuință. Deci pe locuință. Pentru locuințele din comuna Hemeiuș, unde locuiește o singură persoană, valoare taxă 175 lei pe an. Numai un pic, aici vrea să nu se confunde. Da. Într-o familie, că și asta se mai practică la noi, proprietarul este bunicul și bunica. Dar acolo mai stau și tinerii și mai au și niște nepoți. Și vine bunicul și spune, știți, la noi în familie a decedat o persoană, soția mea nu mai este. Noi suntem o singură persoană acum în familie, vă rog frumos să-mi aprobați să trec la taxa pentru o singură persoană. Nu, este greșit. O singură persoană acolo unde sunt doi, care locuiesc doi, un bătrân și o bătrânică, fără altcineva. Abia atunci poate să intri. Doi tineri. Sau doi tineri, ferea Dumnezeu, au divorțat, unul a plecat, a rămas o singură persoană. Acolo intră în vigoare, aplicăm această măsură. Dar e destul de clar, acolo e vorba de o singură persoană. Ei, au fost interpretări. Și acum urmează paragraful. Pentru locuințe, deci discuta și domnul primar, pentru locuințele din comuna Hemeiuș, unde proprietarii sunt decedați și se face dovada cu certificate de deces către moștenitori, taxa de 80 de lei pe an. Deci asta e pentru cei care sunt decedați și nu mai vine în locuința respectivă. Până la dezbaterea succesului. Pentru că și aici vreau să o explicăm, să o discutați și ieri. Dom'le, dar de ce să mai plătesc dacă acolo nu locuiește nimeni? Acei copii tot mai vin acasă o dată pe an, o dată la o jumătate de an, fac curățenii prin casa părintească, pregătesc casa, poate să o pun în vânzare sau pregătesc să o amenajeze. Nici nu ne anunță când vin, nici nu ne anunță cât pleacă. Și atunci ne trezim cu gunoiul la poartă. Trebuie să le luăm pentru că cei de la somn l-au găsit acolo, le iau. Și de asta am luat măsura asta. N-avem cum să-i controlăm altfel. Pentru persoanele care dețin locuință pe raza localității și sunt plecate în străinătate, care dovedesc cu acest lucru cu acte, valoare taxă 150 lei. Aceeași explicații. Când vin acasă din străinătate, mai fac curățenie, își mai amenajează. Iar la fel, nu ne anunță nici când pleacă în străinătate, dar nici când vin. Noi găsim gunoi la poartă. Trebuie să-l luăm. Pentru persoanele care dețin locuință pe raza comunei, dar fac dovada cu chitanță că achită taxa de salubritate la locul de domiciliu, valoare taxă 150 lei. Spuneți exact aici, în situația, o problemă și aici. Ceea ce s-a discutat ieri referitor la persoane care în mare parte au domiciliu în altă parte și în speță, Bacău, și au și locuință la noi. Noi nu știm cât locuiesc, nu știu, acum... Păi asta nu prea e corect. Atunci când a fost cu pandemia, toți că fac carantină, toți aveau case în Hemeiuș și făceau carantină în Hemeiuș și era incidență mare. Acum, când e de plătit, stai că stau în Bacău. Cum faci? Și mai e varianta și au și închiriat. Poate să fie închiriat. Să fie închiriat. Hai, nu știu nicio. Păi, noi am fost afectați foarte mult. Ba, nu aveai voi... Nu știu. Trebuie să ne gândim acum toți. Uitați, au locuință aici. Și altfel, să mai adună niște bani la noi, nu se mai vină viața mai mare. Vedem cum faci. La punctul acesta. Aici, mă scuzați că intervin, ar trebui să vedem și unde au domiciliu. Pentru că în situația asta sunt și eu, dețin un apartament în Bacău, dețin locuință în Hemeiuș, dar am buletin de Hemeiuș. Asta e altă problemă. Locuință în Hemeiuș. Nu, deci plătesc
Bine, nu mi-a venit niciodată ideea să mă scutesc, plătesc și la Bacău și la Hemeiuș, dar la Hemeiuș e reședința. Dumneavoastră puteți face cerere la Bacău dacă vă aprobă Bacău. Acolo trebuie. Da, dar toată lumea când era în pandemie, stau în casă la Hemeiuș, stau acolo. Cei care au domiciliu în altă localitate față de Hemeiuș și locuiesc aici. Valabil aceeași problemă și cu taxa auto. La asociație, la asociația de locatari ați anunțat? Eu? Da, bineînțeles. Da, plătești. Mă refer dacă plătești la plătești domnul la Macău. Dar Macău nici nu știu dacă aprobă să nu... Nu aprobă. Deci ai... Ai bun, să fie și la Macău, dacă tu... Cum lăsăm așa? Propunerea care e? Să plătească întreg, nu? Cei care iau... Știți ce se întâmplă? Mai sunt care... Poate sunt plecați din țară și nu vin cu ani. De aici e problema, că sunt, avem cazuri care sunt plecați din deci, America. Deci nu sunt plecați în străinătate. Este. E punctul... Este. De la punctul de lege. Da. Deci au mai multe locuini. Deci asta se referă la persoane care au mai multe locuini. Aici îmi pare rău că o spun și nu vreau să supăr, și nu vreau să deranjez pe nimeni. Dar tot în aceeași situație suntem și cu taxa auto. Deci are buletin pe Bacău. Are apartament pe acolo și îți flutură în nas că plătește factură la Bacău. Veni cu două mașini pe care ți le parchează pe domeniul public și îți blochează accesul când intri cu mașina de salubritate, cu mașina de pompieri, cu mașina cu utilaje de zăpezării. Veni și spune că nu-i faci drumul, că drumul lui este stricat, că nu pui balast pe drum, dar taxa auto o plătește la Bacău. Cu ce să vă fac, oameni buni, drumul și cu ce să repar dacă noi din... 3.700, 4.000 aproape de imobili care le avem în comuna noastră, avem înregistrat 1.670, 1.800 de, 1.700 de mașini. Restul, numai câte o mașină dacă punem la fiecare casă. Ce adresii mai mari ești asta? Ați făcut-o ca și pentru cei care sunt în străinătate. Păi nu trebuia o jumătate, 175 de asta. 200. La care? La 12. La 12. Și apoi să nu ai permis să aibă o altă casă. Exact. Ca să-și permis să plătească și o casă. Deci de asta suntem la discuții pe această temă. Da, e bine așa. 200. Deci la punctul? 12. Cine este pentru modificarea punctului 12? Deci la 150 cât a fost inițial, la 200. Eu mă abțin. Da. Pentru locuințele parter și mansardă aflate în construcție, valoare taxă 520 lei pentru fiecare, pentru primele 3 construcții. Asta se referă la dezvoltatori imobiliari. Iar peste 3, valoare taxă 400 lei fiecare. Pentru locuințele cu parter aflate în construcție, valoare taxă 390 lei pentru pentru primele 3 construcții, iar peste 3 valoare, taxă 260 lei. Deci refer tot la dezvoltatorul imobiliar. Și nu numai la ei, și la persoanele fizice care își construiesc locuințe. Deci primele 3 și urmă, deci... Nu, aici până în 3. Păi până în 3. Asta e la zi până în 3, intră și intră și orice oricare. Intră orice persoană care construiește. Deci pentru unitatea militară, direcția silnică, ajutorul internațional și azilul de bătrâni, valoare taxă 5.200 lei. Pe an. Pe an. Pentru hit, pentru hit park, valoare taxă 7.800 lei pe lună. Pe lună. Pentru primărie, locuri publice și locuri de joacă pentru copii, valoare taxă 50.000 lei pe an. Deci, primăria, deci cum avem noi, locurile de joacă pentru copii, mai avem stațiile de maxitaxi, mai avem coșurile de gunoi, tot ce pe domeniul public, aici se încadrează la primărie, 50.000 lei. Da. Bun, dar și la școală tot 50.000 de lei ați spus și acolo mi se pare foarte mult. În funcție de numărul de copii, doamnă. Păi erau vreo 400, nu, doamna directoare? Da, 400 și 96. Da.
20. Bine, asta o plătește tot primăria, din ce știu eu, nu? Da. Aici iarăși mi se pare foarte mult, 50.000. Doamnă, totdeauna noi ne raportăm la cantități. Înmulțim cantitatea de pe un an cu prețul de cost și ne dă, ne dă o valoare. Noi trebuie să ajungem la valoarea respectivă. Bine, sunt într-adevăr două școli, da? Dar mi s-a părut foarte mare taxă, exact ca la primărie, dacă m-am uitat aici. Asta, noi vrem să fim un exemplu pentru societate, să nu creadă, că, să creadă cetățenii că noi luăm bani de la cetățean sau eu știu ce... ce... Nu, dar să faci, pe doamna directoare, întrebam, e așa mult gunoi la școli? Gunoi este, normal. În fiecare zi se scurt, cred că două tomberoane cel puțin. Am înțeles. Și foarte important este, am văzut aici în raportul dumneavoastră, că s-a modificat frecvența. Deci standard este o dată la două săptămâni, înțeleg bine? Adică da, de da, deci o dată menajer, o dată selectiv. Pentru a diminua cantitățile, asta este o măsură la nivel de ADIS. Noi trebuie să ne subordonăm ADIS-ului, pentru că ăsta e programul. Dacă vrem să vină mai des, citiți mai departe și să... Am văzut, trebuie să plătim o taxă suplimentară. Nu avem altă soluție, încercăm și varianta asta. Asta e o variantă concepută la nivel de ADIS, în implementare, sper să-și dea rezultate. Au exemplu la Sibiu, cei de la Soma fac colectare și la Sibiu. Și au zis că asta a fost singura soluție și modalitate de a scădea cantitățile. Păi da, dar în situația asta nu trebuie să ne mărească taxa, că practic au costuri mai mici. La jumătate, dacă s-o potim așa, de nu? Exploatare. Doamnă, taxa s-a mărit din alt motiv. Taxa s-a mărit pentru că acel caiet de sarcină a fost, ne-a explicat adisul. Mă repet încă o dată, dumneavoastră n-ați putut participa la ședința comisiei. Cei de la Soma, când au participat la licitație, caietul de sarcină a fost întocmit în 2019. În 2019, litru de motorină era un preț, în 2022 este alt preț. Salariul minim era un preț, acum este alt preț. Prețul la energie era un preț, acum este alt preț. După licitație au promis că nu vor majora un an de zile prețul, pentru că, indiferent ce se va întâmpla, merg cu prețul pe care l-au licitat. În august anul acesta au majorat prețul cu 30%. Obligatoriu și noi trebuie să majorăm, pentru că au crescut cantitățile. Dacă cetățeanul înțelege să nu măture prin curte, să nu pună nisipul, să nu pună rumegușul, să nu pună tescovina, să nu pună nu știu ce în gunoi menajer, pentru că gunoi menajer știm foarte bine ce înseamnă, nu s-ar mai ridica la aceste cantități. N-am mai avea sume mari de plată. Dacă am colectat selectiv, la fel. Și atunci s-au ajuns la înțelegere și au stabilit care foarte mai multe ori persoana respectivă, familia respectivă anunță la primărie, încheie contract pentru varianta cealaltă, mașina vine și îi ia de câte ori vrea și de 5 ori pe săptămână dacă vrea, vine și ia contracost. Eu altceva am vrut să vă punctez aici. Faptul că venind de jumătate de ori mai puțin, deci plăteam 240 de lei taxă și veneam o dată pe săptămână, da? Acum am și 350 și vin la două săptămâni. Deci, aveți dreptate, aveți dreptate. Dar asta înseamnă facturi mai puține, doamnă, pentru noi. În situația asta nu mai avem numărul ăla de facturi și sper să scadă prețul. Asta e o măsură pe care... Practic, din punctul meu de vedere, faptul că colectează la jumătate înseamnă că din start au dublat, da? Iar faptul că ne mai cer și mărime, eu am analizat un pic, de exemplu, pe site-ul primăriei Bacău, este pus în discuție acum proiectul lor. Și la valoarea lor maximă, tot n-ajung la valoarea noastră. La ei undeva în jur de 300 de lei și un scandal monstru. Aici, deci, casă, nu-i apartament. Da. 350 de lei, sunt foarte mult. Deci mie o să-mi dați voie să mă opun la acest, adică la această taxă, dar nu neapărat din cauza sumii, din cauza faptului că s-a înjumătățit colectarea. Păi, dar și motorul nostru dublat. Păi dacă e 300 de lei pe persoană în Bacău... Nu, da. 300 de lei pe persoană, tot așa pe gospodărie. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Doamna Petrescu, eu am locuință pe Bacău și este stabilită pe persoane. Da, așa este. Așa este, dar am socotit și atunci, dacă e 300 de lei pe persoană, faceți un calcul, că la o familie se duce la 600. Dacă sunt două persoane, dar dacă sunt și copii,
deja a calculat la familia mea. Încă ceva. Foarte important este să, tot dacă ne uităm pe Bacău, că am reușit să fac eu o paralelă la dumnealor, există o subvenție. Deci, taxa de salubritate este parțial subvenționată de primărie. La noi există această subvenție. Nu am auzit de lucrul ăsta. Eu am chitanțe cu care vin contribuabilii care au domiciliu pe Bacău. Nu, nu, doar dacă studiați un pic proiectul lor care este așa și este... E vorba tot de veniturile minime. Deci la noi, dacă ar fi să analizăm, avem 10 cazuri la asistență socială care au venituri minime. Doar aia, dacă ar fi să discutăm. Socotiți pe aia cât... Nu, dar nu scutiri integral, este vorba de o subvenție parțială. Pentru persoane singure, și noi ajunge taxa la 100% de bani, care subvenționează primăria. Dar de exemplu, Bacău. Mie personal, mi se pare foarte mare taxa. Găsiți dumneavoastră formula de calcul, doamna consilier, găsiți formula de calcul prin care să achităm cantitatea. Dumneavoastră găsiți formula și noi o îmbrățișăm. Bine, eu știu că dumneavoastră mi-ați explicat anual că nu ajungem să nu putem plăti din cauza faptului, nu plătim facturile respective, din cauza faptului că nu se colectează banii de la toată lumea. Și, ai colectarea undeva la 70-77%, cam așa, asta e... Dar asta nu este motiv să încărcăm pe toți și să... V-am zis, la școli mi se pare enorm, 50.000, foarte mult mi s-a părut. Și la persoane, la familie, 350 de lei, iarăși, creșterea este foarte mare de la 2. Ia împărțiți o familie, media unei familii 3-4 persoane. Ia împărțiți. Ține în care am indexat... Să vedeți dacă noi ieșim ca la Bacău. 5 și ceva taxele și în condițiile în care... toate s-au scumpit, deci s-a scumpit și energia și motorina și la omul de rând. Înțeles, îi mai băgăm și taxa asta de salubritate, i-am indexat și taxele și impozitele, mai are energia, mai are, deci eu nu știu unde o să ajungem cu, într-adevăr, că și dumneavoastră nu vă puteți plăti taxele, nu vă puteți plăti facturile la Soma, dar undeva trebuie că este o soluție. Păi bun, dacă nu plătesc o lună, cetățenii pun platnici, în general pensionari și cetățenii pun platnici, vin până martie și plătesc. Da. Și ne ajung banii până în august, să zic. Da. Și în august nu mai am cu ce să plătesc, pentru că ne ajută ADIS-ul. În cazul când nu putem să plătim, ne blochează conturile. Și ce fac cu cetățeanul care îi pun platnic? Păi, domnul primar, ei din stat s-au asigurat prin faptul că vin doar o dată la 2 săptămâni. Haideți să ieșim din ADIS, să ne facem o societate, dați, veniți cu o propunere și suntem de acord. Și eu am întrebat și ieri, am sunat, la comunile astea care n-au mărit. N-au mărit aici, au făcut, ca să nu pară că în ultima ședință, au făcut de luna trecută de 6 de persoane, 120 de lei de persoană. Dar ca să nu pară acum că prinde sumele astea, adresa au fost de luna trecută, dar am avut 120 de lei de persoană, chiar și era. Am avut 16 puncte de luna trecută de luna trecută. Eu la punctul ăsta, mi se pare o bombă cu ceas care se va întoarce împotriva noastră la cantitățile de gunoi. Le luăm la 200. O să vedeți și o să vă speriați și o să ridicați roba. Asta e, noi tot timpul ne gândim că suntem responsabili, dar trebuie să înțeleagă și oamenii. N-ai dai omului amendă că ai noi menajer. Nu-ți colectează selectiv? Cine îl colectează selectiv să rămână, da. Tocmai toată treaba. Da. Dacă mai se discute, mai departe, la punctul 11, da. Pentru ridicarea resturilor vegetale, gazon, frunze, crengi, se va lua legătura cu firma de salubritate, contra, și mai contra cost. Da. Deci, asta e. Pentru utilizatorii carne și agenții economici ai serviciului de salubritate, care optează pentru colectarea deșeurilor menajere cu o frecvență de 3 ori pe lună și colectarea deșeurilor reciclabile, hârtie, carton, plastic, metal, cu o frecvență de 2 ori pe lună, taxa de salubritate va fi majorată cu un cuantum dublu față de cel standard. Asta este trecut în adresa celor de la Soma către primărie Emil și ADIS. Amenzi. Persoane fizice care nu respectă colectarea selectivă conform legislației în vigoare vor fi sancționați cu amendă cuprinsă între 400 și 800 lei, cu posibilitate de a achita
din contravaloarea stabilită în jumătate în termen de 15 zile calendaristice de la amânarea procesului verbal. Agenții economici care nu respectă colectarea selectivă conform legislației în vigoare vor fi sancționați cu amendă cuprinsă între 500 și 1000 lei, cu posibilitate de a achita jumătate din contravaloarea stabilită în termen de 15 zile calendaristice de la amânarea procesului verbal. Agenții economici sau persoane fizice care tranzitează Comuna Hemeiuș și depozitează deșeuri menajere sau orice de altă natură în locuri neamenajate, vor fi sancționați cu amendă cuprinsă între 400 și 800 lei. Avem destul de camere. Pentru persoanele fizice sau agenții economici, agenții economici care depozitează deșeuri reciclabile în mod necorespunzător, respectiv în alte locuri, în afară de cele amenajate, platformele betonate, vor fi sancționați cu amendă 400-800 lei. Acestea au fost 400. Deci aici, la amenzi, din punctul meu de vedere, ați putea să limăriți, pentru că cei care nu respectă nici colectarea selectivă, nici, deja am avut timp să ne obișnuim cu colectarea selectivă, avem tomberoane separate, cei care prindeți că este sistemul de camere, cei pe care îi identificați că pun aiurea gunoi, ăia trebuie sancționați, într-adevăr, nu trebuie iertați. Am o problemă. Coșuri de gunoi când aduceți? Coșuri de gunoi, discuția a avut în ultimele două săptămâni cu Adisul, trebuie să primim 200-250 de... Tomberoane sau coșuri? Tomberoane. Iar anul viitor să vedem pentru un act adițional, pentru că și aici, cred că vă mai amintiți, când s-a făcut caietul de sarcini, toate tomberoanele astea vin tot pe cheltuiala și pe costurile... Da, da, omul care plătește și cu noi trebuie să aibă și tomberoane. La acea dată, în 2019, aveam undeva la 400 de tomberoane lipsă, 400 de familii. Am solicitat 1750, noi. Ne-au dat 1750, dar ne-au ținut cont de 2018. 2019, 2020, 2021, 2022, 6 ani de zile la 130-140 de case recepționate, mai sunt încă 900. Și cu 400 care erau, sunt 1300, unii suntem descoperiți. Ne dau cei de la Adis, acum au găsit în rezerva lor 200-250 de bucăți, au spus că ne dau perechi, și să vedem anul viitor, să găsim o formulă, ori un act adițional la Adis, un act adițional cu Soma, eventual, nu știu, găsim o soluție din bugetul local, să putem rezolva, să cumpărăm încă 5-600 de perechi, să scăpăm de toate... Asta ar fi ideal, pentru că noi îi cerem oamenilor, dar nu trebuie să le... Da, dar din păcate, știți cum e o struță Camil, așa, undeva plătești, eu m-aș bucura dacă s-ar putea să plătească la CRAB. Cum e CRAB-ul? Cum e ONU? Cum e Delgazul? Noi am încheiat contracte. Avem situația contractelor, cui le-am dat cele 1750 de pubele până acum. Predăm contractele către Soma sau către Adis și n-au decât să înființează un punct de încasare și să meargă cetățeanul să plătească online sau să plătească. Pentru că noi suntem tot timpul în ecuația asta băgați fără drept. Producătorii de ambalaje și comercianți își fac treaba și producătorii de toate produsele astea le distribuie, comercianții le distribuie și ei, cetățeanul le cumpără, dar nu știu ce treabă are OAT-ul în colectarea și în strângerea ambalajelor vândute de alții. Ar fi trebuit din stat, domne, sunt producători de ambalaje, le colectez, pun taxe de garanție, iau o garanție pe sticlă, iau o garanție pe pet și le colectez cum era odată. Și atunci nu mai vedeam acum pe toate câmpurile și peste tot. Deși un progres s-a făcut, de când cu colectarea selectivă, vreau să vă spun că nu mai găsim saci și căruțe de bidoane, peturi, eu știu, sticle aruncate peste tot. Chiar e un pas. Eu cred că în câțiva ani, eu așa sper că o să ne revenim și o să înțeleagă și românul cum e și afară, vrem o țară ca afară. Cred că o să înțeleagă și o să colecteze selectiv, nu o să mai arunce toată lumea de avalma așa și la grămadă. Asta e părerea mea. Eu în început ne va fi greu, dar eu sper
din greu de acum să învățăm, să tragem concluzii și la anul să nu mai fim nevoiți să mai majorăm această taxă. Că nu e ușor nici pentru noi, pentru primării, că nu avem atâta personal cât să putem urmări pe fiecare cetățean. De asta facem apel și îi rugăm să fie alături de noi. Nu-i nicio plăcere, nu-i nicio bucurie să venim cu birul și cu taxe la fiecare sfârșit de an. Credeți-mă că nu-i o bucurie pentru noi și nu-i o onoare. Dar trebuie să o facă cineva. Trebuie să o facă cineva și să ne asumăm, pentru că asta atrage ca tăvălucul. Altceva după. Să ne ducem din rău în mai rău. Da, da. Păi să-și facă datorie fiecare în dreptul. Băi, da. Noi vă putem pune și filmulețe, vă putem prezenta și o situație în ședința de Consiliu și putem să o facem publică de cetățeni, cu amenzile date și cu cei care, chiar dacă e nevoie, îți filmați pe domeniul public și îi putem prezenta să-i vadă toată comuna. Dacă i-a dus și tomberon și e obligat să strângă gunoi selectiv, omul va pune. Dar dacă nu i-a dus și jumătate, iei taxă, normală, ca așa cum este. Și mă angajez în fața cetățenilor în ședința de Consiliu că în primele 3 luni din anul ăsta care vine, mă voi zbate să aibă tot cetățeanul. Nu e ușor, iar repet, pentru personal, nu ne plângem. Vreau să vă spun că personalul primăriei am transformat în gunoier. O trebuit să-i înregistrez la impozite și taxe. O trebuit după aia să închei contractul, să-l predau. O trebuie să-i ansamblez pubera. Da, da. 3 oameni de la primărie, în loc să facă altceva, o trebuie să facem chestia asta. Dar am făcut-o tot pentru cetățean. Eram criticați că nu le ducem cetățenilor puberile acasă, că în alte comune așa au făcut. Oameni buni, păi au venit Soma și au aruncat pubera, l-au găsit acasă odată, nu l-au găsit noi odată, a doua zi nu a mai venit. Am vrut să facem un lucru centralizat, să știm unii de alții, să vedem dacă locuiesc pe raza comunii, dacă sunt înregistrați la noi și plătesc salubritate, dacă nu plătesc, cei care au văzut că au datorii nici nu au mai venit după pubele, că au zis, domnule, nu mă duc, mă prind. Normal. Dar o să încercăm să rezolvăm omenește. Nu suntem noi și comuna Himiuș, nu suntem adversari, noi suntem pentru ei, dar încercăm să fim înțeleși, să ne facem înțeleși. Că nu le vrem rău și nu le vrem rău. Dar asta mai depinde și noi, fiecare în parte, ce facem. Da. Poate să aplici legea în Germania, dacă și cei care se duc la mici și au petul cu apă și le-a cafe sau dozată, zice, după aia duc și iau 50 de eurocenți sau 30 de eurocenți. De la mic, de sau se duc pe unde se duc și pleacă cu aia goală în buzunar, nu o lasă acolo în magazin. După aia când se duce la magazin... Ce au făcut japonezii la campionatul mondial? Dar ăștia într-adevăr îi dau banii și atunci tot. No, eu am încredere că ne vom... Lucrurile s-au mai evoluat și eu cred că o să fie bine. Amintiți-vă numai ce era cu acele platforme betonate unde avem țarcurile. Cu omul a văzut acolo o zonă de depozitare, au început să arunce și una și alta. Ușor, ușor, ușor au înțeles. Și vedeți că acum chiar nu mai găsești. Au început după aia să ne pună în tomberoanele, în recipiență pentru sticle, găini moarte, gunoi menajer. I-am mai dibuit, le-am mai dat amenzi, am așa. Acum să știți că chiar nu mai avem așa probleme. O să mai fie și din cei care se certați cu legea, să știu, care nu gândesc, dar sunt mai puțin. Ba mai mult am găsit din alte comuni care au venit și au pus pe teritoriul comunii noastre. I-am identificat pe camere sau chiar am găsit. Da. Să punem la vot punctul 3 și ne prind. Deci rețineți că eu mă împotrivesc, da? Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rebranșării la rețeaua de gaze naturale a Liceului Tehnologic Himiuș din satul Himiuș, comuna Himiuș, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Să se mai discută pe rebranșare. Da. De acord, doar o discuție, dar acum se supune și... Se supune la vot, nu? Nu, nu, nu. Cine este pentru? Doamna Petrescu? Da. Cu branșarea la gaz? Toată. Și încă o dată vă reamintesc că ofer să vă consiliez, chiar dacă nu vă fac eu lucrările, să vă dau sfaturi vis-a-vis din acordările la gaz la toate instituțiile. Da, da, mulțumim. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune și aprobarea caietului de sarcini și a regulamentului serviciului de iluminat public al comunei Himiuș, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Da.
și mă las acolo. Eu le fac să acum știu că am aici. Predarea pe prezent. Da. Analizic eu. Domnilor consilieri, vă aduc la cunoștință următoarele. Având în vedere faptul că serviciul de iluminat public reprezintă o activitate de utilitate publică și de interes economic și social general aflată sub autoritatea Consiliului Local și care are drept scop asigurarea iluminatului rutier, pietonal, arhitectural, ornamental, parcuri, piețe, zone de agrement și ornamental festiv, precum și întreținerea și menținerea acestuia, prestată în perimetrul Comunii Hemeiuș și în temeiul prevederilor articolul 1, alineatul 2, articolul 8, 22, 29, 30 din Legea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice numărul 51/2006, prevederea articolul 8, articolul 10, 16 din Legea Serviciilor de Iluminat Public 230/2006, prevederile ordonului ANRSC 86/2007 pentru aprobarea regulamentului cadru Serviciului de Iluminat Public, ordonul ANRSC 87/2007 pentru aprobarea caietului de sarcini în cadrul Serviciului de Iluminat Public, prevederea articolului 129 alineatul 2, alineatul 7, articolul 139 din ordonanța de urgență 57/2019, prevederea articolului 41, articolul 44, 45 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, în completările și modificările ulterioare, prevederea legii 50/91 republicată cu modificările și completările ulterioare privind autorizarea executorilor lucrărilor de construcții, avizile comisiilor de specialitate al Consiliului Local al Comunii Hemeiuș favorabile, prevederea articolului 139, articolul 196, articolul din ordonanța de urgență 57/2019, față de cele prezentate, supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului, privind stabilirea modalității de gestiune și aprobarea caietului de sarcini a regulamentului Serviciului de Iluminat Public al Comunii Hemeiuș. Cu următoarele articole. Se aprobă studiul de oportunitate pentru stabilirea modalității de gestiune și soluție optim de delegare gestiunii Serviciului de Iluminat Public al Comunii Hemeiuș, conform anexii 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă gestiunea delegată ca formă de gestiune a Serviciului Public de Iluminat Public, Hemeiuș și darea în administrare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente. Se aprobă încheierea unui contract de achiziție publică de servicii ca modalitate de atribuirea contractului. Nu mă oprim, mă scuzați că e cam mare și nu se ne-a. Atribuirea contractului de gestiune a Serviciului de Iluminat Public. Se aprobă delegarea gestiunii Serviciului de Iluminat Public al Comunii Hemeiuș pentru o perioadă de 5 ani. Se aprobă modelul contractului de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat Public al Comunii Hemeiuș conform anexei 2, care face parte integrată prin prezenta hotărâre. Se aprobă caietul de sarcini a Serviciului de Iluminat Public al Comunii Hemeiuș conform anexei 3, care face parte integrată de prezenta hotărâre. Se aprobă regulamentul Serviciului de Iluminat Public al Comunei Hemeiuș conform anexei 4, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Se aprobă indicatorii de performanță ai Serviciului de Iluminat Public al Comunei Hemeiuș conform anexei 5, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Se împuternicește domnul primar al Comunei Hemeiuș să semneze contractul de delegare al gestiunii Serviciului de Iluminat Public al Comunei Hemeiuș. Prin prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul Comunei Hemeiuș prin compartimentele de specialitate. Prezenta hotărârii se comunică instituții prefectului Bacău, primarul Comunei Hemeiuș va fi adus cunoștință publică conform legii. Nu știu, 5 ani, deci intercambi 3. Aici. Vedem cum. Intercambi 3. Nu, a fost o propunere da. Din partea compartimentului. Eu zic să reducem la 3 ani contract. Eu știu. Nu 5. Cum e propunerea? Mai bine din aproape în aproape. Să vedem exact cum decurg treburile. Dai pe 5 și după aia nu poți să reduci. Da. Sau dai pe... E bine, la 3. Puteți face și pe un an. Sau pe un an, nu știu. Dacă e voie, mai dăm o hotărâre și facem una pe un an. Deci, referitor la discuția aceasta, da. Este o adresă de la NRSC. Da. Deci, noi, dacă avem un iluminat public, trebuie preadată că firma autorizată să exploateze. Ca să angajez muncitoare, să trebuie serviciu. Da, trebuie 2-3 muncitori, trebuie utilaj, PRV și toate astea, nu costă nimic mai mare. Mai, în termen mai scurt. Și cum merge cu ei? Da, aici acum ar fi fost o problemă, că dacă îl faci pe 3 ani, prețurile cred că rămân, sau pe 5,
Dar prin prețurile, dar... Dar e vorba de serviciu prestat. Serviciu, da. 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 Numai dacă sunt intervenții. Numai dacă sunt intervenții. Cum dispuneți? Eu zic, mai degrabă pe trei. Pe un an nu prea ai timp să... Dar nu prea ai timp să-ți dai seama cam cum se perindă trecurile. Da. Doar nu ești că aici în contract o să fie cu reziliarea... Este trecut. Da. Nu era făcut. Dar este trecut. Deci reziliarea se poate face cu... Deci, facem pe trei, domnul Maru, nu? Rămâni cu trei. Eu las. Dar sunteți de acord, consideri că... Nu face cum întotdeauna cu mașina aia. Da. Pune la vot cine pentru trei ani? Da. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii sistemului de supraveghere video. Mă scuzați, dar nu mai vreau care se face. Trebuie să fac o mențiune că nu se va aduce modificări la preț. Da, apoi, ai rezultat. Sigur că da, pentru că dacă se intervine cineva, stai doar că intervine, nu. Ce e contact cu fel făcut, rămâne același preț. Da, mă scuzați, președinte. Da, deci cine este pentru proiectul de la punctul 5? Noi tot proiectul, numai perioada de 3 ani. Da. Pentru 3 ani. Deci pentru 3 ani. Aveam o pereche și vreau mai mult. Da, acum da, tot. Da. 6 unii. Sunt probleme de video. Referat de aprobare, având în vedere raportul de specialitate al compartimentului poliției locale, înregistrat sub numărul 15629 din 12-12-2022, privind necesitatea extinderii sistemului de supraveghere video prin amplasarea unor 9 camere de gamere, respectiv 6 pe IP de exterior cu AI, inteligența artificială, progresiv, scanare și 3 camere HD, CVI, full color, așa, ce vor fi amplasate în continuare sistemului existent în satele Himiuș, zona dinspre poligon și Lilieci. În baza în conformitate cu prevederile legii 338 din 8 iulie 2003, privind paza obiectivelor bunurilor, valorilor și protecția persoanelor care prevede articolul 1 că paza și protecția sunt activați, activități desfășurate prin forțe și mișloace specifice, în scopul asigurării siguranței obiectivelor bunurilor și valorilor împotriva oricărei acțiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existența materială a acestora, precum și a protejării persoanelor împotriva oricărei acte ostile care le pot periclita viața, integritatea fizică sau sănătatea. Iar la articolul 52 se stipulează răspunderea primarului în organizarea și funcționarea pazei unităților punilor și valorilor pe care le dețin orice titlu. Propun Consiliul Local al Comunei Himiuș adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea extinderii sistemului de supraveghere video în Comuna Himiuș. Materialele cred că le-ați primit, ați văzut despre ce vorba, în locație. În ce zone? În ce zone se extinde? De ce? DN înspre poligon. Da. Da. La Lilieci, intersecție strada Sfântul Gheorghe cu strada Bujorilor. Intersecție strada Bujorilor cu strada Zambilei. Cât știu eu din Frighelină, îi trebuie de acolo și într-un loc. Dar o să vină câte două camere exact în aceste intersecții. La Căpățân, deci la Căpățân, una spre poligon Totem și în coace spre comun ca să avem până la relu. Suntem descoperiți de aici, de la intersecția cu DNO, când ieșim din DG la relu, la Roșca, da, până la capăt, la poligon. Avem zona aceea și aici pe Lilieci mai avem niște intersecții care nu avem rozilor, bujorilor și... Supune la vot cine e pentru. Împotriva, punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului
cadrul de asociere dintre OATE, Comuna Jumeric și OATE Municipiul Bacău, aferent obiectivului de investiții, coridor pentru deplasări nemotorizate pe traseul centru Bacău, cartier Gărăiești și ECMI. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Da. Știți că din luna lui aprilie tot purtăm corespondență cu municipiul Bacău, cu zona metropolitană. Referat de aprobare. Privind aprobarea contractului cadru de asociere dintre OAT Hemeiuș, OAT municipiul Bacău și OAT Comuna Hemeiuș, aferent obiectivul de investiții coridor pentru deplasări nemotorizate pe traseul centru Bacău, cartier Gherăiești, Lidieci, Hemeiuș. Domnilor consilieri, vă aduc la cunoștință următoarele. Municipiul Bacău a fost desemnat pol de dezvoltare urbană prin hotărârea de guvern numărul 1149 în 2001, privind modificarea și completarea hotărârii guvernului numărul 998 în 2001 pentru desemnarea polilor naționale de creștere în care se realizează cu prioritate investiții din programele cu finanțare comunitară națională. În cadrul programului operațional pentru dezvoltare regională 2021-2030 și a Planului Național de Redresare și Reziliență al României, municipiul Bacău a finalizat demersurile instituționale privind actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă. Tot în acest context a fost aprobată prin hotărârea Consiliului Local Bacău, numărul 163 din 29.04.2022 și HCL Hemeuș, numărul 58 din 29.06.2022, asocierea de principiu dintre OAT municipiul Bacău și OAT Comuna Hemeuș, aferent obiectivului de investiții, coridor pentru deplasări nemotorizate pe traseul centru Bacău, cartier Gherăiești, Lidieci, Hemeuș. Obiectivul de investiții propus urmărește îndeplinirea obiectivelor strategice și operaționale stabilite prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a municipiului Bacău, privind readucerea emisiilor de CO2 și a gazelor cu efect de seră datorate utilizării autoturismului personal, concomitent cu încurajarea și dezvoltarea de infrastructuri pentru moduri de transport alternative și durabile, nepoluante, transport public, transport velo și pietonal. Implementarea proiectului va conduce la scăderea cotei modale a transportului cu autoturismul personal, atât datorită opțiunilor de deplasare ce vor fi create prin proiect, infrastructura pentru transport cu bicicleta și sau pietonal, cât și datorită unor măsuri operaționale adiacente, precum implementarea unei politici de parcare în zona de impact a proiectului sau acțiuni de informare. Promovare și conștientizare pentru locuitorii municipiului derulate în scopul schimbării mentalității privind deplasările zilnice către modul de deplasare durabil și nepoluant. Prin prezentul proiect de hotărâri se supune dezbatere contractul cadru între asociere între OAT municipiul Bacău și OAT Comuna Hemeuș, care prevede contribuția fiecărei părți, precum și obligația acestora, în cadrul realizării obiectivului investiții coridor pentru deplasări nemotorizate pe traseul centru Bacău, cartier Gherăiești, Lilieci, Hemeiuș. Și aici Hemeiuș ar vrea să mai punctez. Este vorba de poligon, limita de nord a județului, în vecinătatea comunii Gârleni, în temeiul prevederilor articolul 136 alineatul 1 din ordonanța de urgență a Guvernului 57 pe 2019, fază de cele expuse, rog să hotărâți aprobarea contractului cadru de asociere dintre OAT municipiul Bacău și OAT Comuna Hemeuș, aferent obiectivului de investiții coridor pentru deplasări nemotorizate pe traseul centru Bacău, cartier Gherăiești, Lidieci, Hemeuș. Se pune la vot, să mai discutăm. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind achiziția serviciilor de consultanță necesare întocmirii studiului de oportunitate și a documentației de atribuire prin concesiune a suprafeței de 322 de metri teren din domeniul privat al Comunei Hemeiuș, județul Bacău. Proiect inițial de domnul primar Sava Constantin. Referat de aprobarea proiectului de hotărâre privind achiziția serviciilor necesare întocmirii studiului de oportunitate și a documentației de atribuire prin concesiune a suprafeței de 322 metri pătrați teren din domeniul privat al comunei. Imobilul teren, în suprafață de 322 de metri, este situat în comuna Hemeiuș, strada Ion Simionescu, numărul 244, are numărul cadastral 68
de 1474, imobilul provine din dezmembrarea suprafeței totale de 1550, cu numărul cadastral 66403 și aparține domeniului privat al Comunii Himeuș, conform hotărârii Consiliului Local numărul 102 din 26.9.2022. Inițiativa este motivată de necesitatea construirii unei farmacii pentru comunitatea formată din aproximativ 6.000 de persoane, având în vedere că nu există nicio farmacie în acest moment în comună. În vederea concesionării terenului pentru edificarea unei farmacii, se impune organizarea unei licitații, precum pentru care este necesară întocmirea unei documentații constând din studiu de oportunitate ca de sarcini, fișe de date a procedurii, contract cadru, formulare și modele de documente. În conformitate cu prevederea articolului 129 alineatul 1, alineatul 6 din ordonanța de urgență 57 privind codul administrativ, prevederea articolului 303 alineatul 1.5 din ordonanța de urgență 57 privind codul administrativ, ordonanța 354, 355, 308, 309, 310, 334, tot din codul administrativ. Din necesitatea închirierii concesionării unor suprafețe de teren, aparținând domeniului public al Comunei Himeuș, care să genereze noi venituri la bugetul local, dar și în beneficiul locuitorilor comunii. Supun spre dezbatere aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii necesare în întocmirii studiului de oportunitate și a documentației de atribuire privind concesiunea suprafeței 322 de metri pătrați în domeniul privat al Comunii Himeuș, în vederea construirii unei farmacii necesare locuitorilor comunii. Discuții, dacă sunt. Da, am discutat. Supunem la vot. Da, Punctul 9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare ADIB în vederea exercitării votului Consiliului Local al Comunei Himeuș, județul Bacău. Proiect inițial de domnul primar Sava Constantin. Da. Trebuie să alegem mandatat o persoană. Se acordă un mandat special reprezentantului UAT, respectiv primar, ca un puternicit să voteze în numele și pe seama Consiliului Local proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări referitoare la performanțele așteptate la Consiliul de Administrație, directorul general și directorul economic din cadrul operatorului regional CRAP. Până la vot, da? Propunem doamna Petrescu, vreți să fiți? Nu. Domnul Ilean? Dar sunt atât propune? Există vreo impunere? Nu, deci domnul primar sau un puternicit de regulă domnul vice mergea sau acum mai nou este online votul. Oricum trebuie să facă parte din cadrul UAT-ului. Deci numai pentru ședința respectivă, atât. Da, pentru sigură. Cine pentru domnul Tantor? Ilean Tantor. Un puternicit în locul domnului primar. Da. Dar domnul primar e de acord să fie domnul vici primar. Da, eu nu. Dar nu, nu are drept de vot. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit și constituirea unui drept de vot și servitude către delegat Lui de Sar, supra terenului suprafață de 9 metri pătrați din domeniul public al Comunei Himeuș, județul Bacău, în vederea executării lucrării alimentare cu energie electrică, ansamblu două locuințe în Comuna Himeuș, sat Ilieci, strada Rozelor, numărul 121 și 121, ca județul Bacău, proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Aici avem trei proiecte la pachet. 11 și 12. 11 de energie și 20 de gaze. Da. Și asta trebuie. Până aici, asta e legea. Pachetul. Da, de acord, am avut pachetul. E de acord, e de acord. Supunem la vot, toată lumea de acord? Da. Asta e la... La diverse, domnule. Dar mai sunt două puncte cu școală. În care? În care? Suplimentare. Da, că zic la... Deci, ce facem acum? Abrogăm încătărării. Da, și rămâne... Cu școlile. Okay.
Da, vă felicit că ați reușit așa de repede să faceți DTAC-ul la școli. Înseamnă că sunt șanse până la sfârșitul 2023 să finalizați investiția. Doamne, nu? Noi lucrăm într-una de atunci, dar... Doar veți să mai din noi. Vin o avalanșă de... documentație și de ordine, de nu mai știm unde să... Da, văd că avizăm și SF-ul și DTAC-ul deodată, deci da. Bine, înseamnă că aveți proiectul tehnic, nu? Avem tot, da. Urmează-se la Simionescu. Păi, cred că ați înțeles despre ce e vorba de o actualizare de vize, de indici. Deci, la primul punct, cel de la punctul 13, se revocă hotărârea 134 din 25 noiembrie datorită modificării unor indici din deviz. Deci rămâne aceeași formă, numai cu anexa modificată. Și diferență mare de sumă? Nu. Nu, diferența nu este mare. Da, dar foarte important este că avem proiectul tehnic, deci se poate face licitația de execuție de acum sau până obțineți autorizația. Da, deci cine este pentru autorizația 13? Autorizația. Iar la punctul 14? DTAC-ul, da. DTAC-ul, da. Și s-a emis și autorizația de construire sau încă nu? Foarte bine, bravo! Nu ne mai lăudăm, doamne. Vrem să... Fapte. Fapte. Astea au apărut, au fost o neînțelegere. Deci au fost trimise ieri. Am amândouă. De asta zic, e posibil să ne mai vedem și între sărbători. Eu nu-mi doresc, dar... Proiectant a făcut DTAC-ul? Din dată. Doamna Stoica sau cine? Doamna Stoica, da. Proiectant autohton. Da. Cu astea fiind zise, să punem la... Deci cine este pentru punctul 14? 3. Doamna ajută, că tare ne mai dorim să înceapă. La diverse. Încheiem. Vrem să ne ascultați la fiecare partid, cât e un membru, să vă colindăm. Chiar vă rugăm, numai un pic. Dacă ați terminat. Cei care au venit în costumă că da, corect. Da. Dragi colegi, mai avem încă o problemă cu un cadastru general. Ne trebuie hotărâri de Consiliu, nu? A, doar ca informare. N-am multe pagini de citit. E vorba de 6-7 pagini. Noi ne putem pregăti, da. Eventual, ne putem trimite la fiecare. Deci, pașii care s-au făcut de la implementarea acestui proiect și unde ne aflăm acum. Deci, formulăm și depunem prezenta adresă. Numai un pic, un minut. Solicitarea respectoasă de a fi înaintată în vederea aducerii la cunoștință consilierilor locali cu ATM-uri a modului de derulare a activităților de înregistrare a sistemului imobililor la nivelul întregului cu ATM-uri. Și aici ne comunică pe fiecare lună ce activități au făcut dumneavoastră. Acum credeți, dacă vreți, eu pot citi, dacă nu vreți să de ce spații care toate am făcut în octombrie de la Căminul Cultural, când ne-am întâlnit? Da. Și toți au lucrat așa, în continuare. Deci noi...